Lucia. Bun. Voi dați la cameră, eu, dar v-ați să începe. Cum vă numiți? Uite, vă sunt. Da. Tu cum te numești? Uite, Uite. Cum mi s-a părut activitatea din localitate? Bine. Cine v-a anunțat astăzi? Asta. Tu de unde ai știut? Păi mi-a zis, da. Da? Și cum mi s-a părut intervenția medicală? Bine. În ce a constat controlul? Foarte bine. În ce a constat? Adică? Ce a făcut copilului? L-a consultat. Și a găsit vreo problemă? Cu mâncarea, nu prea mâncare. Și ce v-a spus doamnele doctor? Ce v-a recomandat? Să-i luăm ceva de vitamină. Tu ai un ghiozdanel acolo. O să-l folosești la școală? Îți place? Da? Bine. Vă mulțumim. La revedere. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Fătărelul Marcela. Și tu? Ana Maria. Pentru ce sunteți astăzi aici? Pentru analize. Și de unde ați aflat despre aceste analize? De la școală. Cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? E foarte bine. Foarte bine. În ce au constat analizele? Ce le-a făcut la copil? Le-a luat în deget. Da? Le-a controlat la botică. În gât. De obicei mergeți cu copilul la doctor sau nu prea? O dată pe an, cred. Și acum v-a recomandat ceva doamna doctor? Da, da. Și le ține cont de recomandările da, făcute? Da, da. Îți merge pentru analize mai detaliate. Da. Tu în ce clasă ești? A doua. Te-a fost frică la doctor? Da. Îți place la școală? Da. Cât faci până la școală? Nu știu de oră, da. Vii pe jos? Da, păi câte căse sunt de la noi până aici câteva. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Și tu? Vasile Alexandra, Mihaela. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru analizele domnișoare. De unde ați aflat despre aceste analize? Din dumneavoastră. Că am fost la o ședință și am înțeles că e un lucru extraordinar, cred eu, din punctul de vedere, că se știe în permanență situația medicală a copilului. Un lucru, cred că merită ca să facem un sacrificiu pentru copii. Pierdem timpul, dar nu contează, copiii contează. De obicei mergeți cu copilul la doctor? De obicei, periodic, suntem cam de lăsători. Să recunoaștem faptul ăsta. Da, nu e un lucru bun. Ar trebui să ne cam gândim, să ne pună pe gânduri. Multe întrebări, dar după aceea au degenerat. În ce a constat consultul medical? Consultul medical am înțeles că sângele, verificat hemoglobina, cred da, eu. Da. Nu sunt medic, dar oricum dau seama că e hemoglobina. Clinic, interne, cred. Consult medical. Puls, respiratoriu și așa mai departe. Nu prea mă pricep, asta e. Cum vi s-a părut totuși activitatea doamnelor doctor? În general, consider multă politețe în partea doctorilor. Respect reciproc ce trebuie mai mult. Și nu le iau ca servilism, le iau ca bunăvoință. Cu respect reciproc, asta e. Ați primit recomandări pentru fetiță să mergeți cu ea la doctor da, mai departe? Nu, sau? Am primit recomandări să cam mănânce mai multe vitamine, mai multe. Nu prea le are cu fructele, dar cred că o să reușim să o păcălim, nu să o păcălim, să o determinăm pe ea, ea să fie conștientă de faptul ăsta, mai mănânce fructe, țin vitamine. Ție nu-ți plac fructele? Dar unele sunt cu ciune. Am cum oftuși. În ce clasă ești tu? A doua. La școală îți place să mergi? Îmi place. Da? Ce-ți place cel mai mult la școală? Română, matematică, sportul, engleza. Da, păi îți plac toate. Da. Cât faci până la școală? 10 minute. Da, pe jos vii? Bine. Mulțumim mult. Dacă mai aveți noastră ceva de adăugat? Și așa v-a adăugat.
Adică să facem și puțină critică. Dacă considerați dumneavoastră necesară? Puțin mai multă organizare, să se facă în mod eșalonat primirea părinților, că pierdere de timp, uitați de exemplu acum ar trebui să fi fost să fi servit masca și la ora 14:30 de minute. Da? Merită un sacrificiu, nu? Dumneavoastră aveți răspuns la această întrebare. Bun, vă mulțumim atunci. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Stoian Elena și Stoian Cătălin Ștefan. Pentru ce ați venit astăzi aici? Am venit să facem un set de analize pentru pâinele copilului, în primul rând, și pentru sănătatea mea, în general. Cum ați aflat despre acest control? Am aflat prin intermediul școlii și prin anumite reclame care s-au făcut prin diverse reviste. Am înțeles. În ce a constat controlul medical? S-a luat o analiză de hemoglobină, un control la inimioară, un control în gât, la dinți și cam atât. Au fost probleme? V-a recomandat doamna doctor ceva special? La noi sunt probleme, dar nu ne-a recomandat nimic din ce știa. Noi avem o problemă pe care o știm. Poate vorbi și copilul sau? Da? Da? În ce clasă ești tu? A doua, da? Îți place să vii la școală? Da. Cât timp faci tu până la școală? Oră. O oră faci? Nu faci o oră, facem o jumătate de oră. Nu sunteți din sat de aici, din sat? Da? Dar stați departe? Și cu ce vii tu la școală? Vii pe jos sau cu bicicleta sau cu microbuzul de la școală? Venim pe jos. Da? Pe jos, pe vorbește tare, mami. Haide, ca să te auzim și noi. Pe jos, da? Și la școală ce-ți place cel mai mult? Ce-ți place la școală? Ei, vorbește tare, mamică. Hai, uită-te la noi, să auzim și noi ce ne spui. Ce-ți place la școală? Ce-ți place? Fetele. Fetele, da. Bravo. Ai primit un ghiozdanel, o să-l folosești? Da? Bine. Mulțumim mult. Bună ziua! Bună ziua! Vă numiți? Mă numesc Vădăva Veronica. Vădăva Marius. Pentru ce ați venit astăzi aici? S-a efectuat... au venit caravana pentru a face analize gratuit la copii și cred că este foarte bine. De unde ați aflat despre venirea caravanei? Am fost informat despre conducerea școlii. Și cum vi se pare această activitate în localitate? Foarte bine, foarte binevenită și este chiar foarte benefică pentru toți copiii de la țară. De obicei mergeți cu copilul la doctor? Doar când avem probleme. Alimentația copilului este corespunzătoare? Da. Foarte corespunzătoare. Ce a costat controlul la medic? Analize de sânge, oftalmologic. Și v-a recomandat doamnele doctor ceva? Da. Un consult dermatologic pentru acne. Am înțeles. Și veți merge cu copilul? Da, bineînțeles. Ți-ți place să vii la școală? Da. Ce-ți place cel mai mult la școală? La engleza și sport. Oh, bravo. Și ce vrei să te faci când o să fii mare? Nu te-ai gândit? Dar la liceu vrei să te duci? Da. Da? Cât faci tu până la școală? 5 minute, 10 minute. Stai aproape. Da, e foarte aproape. 10 minute de școală. Și cel mai mult ce-ți place să mănânci? Nu am mâncat niciodată, mănânc orice. Bine, mulțumim. Cum vă numiți? Păinușul Nela. Tu? Păinușul Nela. Și tu? Păinușul. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru consum. Cum ați aflat despre această activitate? Cum? Că e frumos. Că e frumos? Dar cum ați aflat despre ea? V-a anunțat de la școală? Da, de la școală. Da? Și cum vi se pare această acțiune în localitatea dumneavoastră? Foarte frumos, foarte plăcut că nu este pentru copii mereu să te duci la un doctor. Foarte bine că a venit și
le mulțumim că vindem copiii, ne-a costat copiii. Ce ați aflat în urma consultului medical? Este probleme deosebite? Este foarte bine. Ați primit recomandări cu unul dintre ei pentru unul dintre ei? Vă place la școală? Da. În ce clasă sunteți? La 3-a. Și tu? La 6-a? Stai cu mine. Și ce vă place cel mai mult la școală? Matematica. Și ție? Română. Da. Și v-ați gândit ce o să vă faceți când o să fiți mari? Există. Și tu? Și tu ce vrei să faci? Șofer, spune, vorbește. Doctor? Bravo. Copiii au alimentație sănătoasă? Da. Ce vă place să mâncați cel mai mult? Eu fructe. Și tu? Tot. Văd că tot umbli acolo în ghiozdănel. Ce ai primit? Ai tot în ghiozdănel ce ai primit? Nu. E super frumos. Am primit un caiet de desen. Da. O carte de citit. Tot de desenat. Și două cărticele mici de caietele care sunt pe ele la școală. Da? Vă plac? Da. Și o să le folosiți la școală? Da. Bravo. Și ghiozdanelele? Da. Domnule, aș fac acasă și eu alte ghiozdanele. Bine, vă mulțumim mult. Noi vă mulțumim. Bună ziua. Cum vă numiți? Geodoiu Marin. Și tu? Teodoro Roxana. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru efectuare la să facă o analiză la școală. De unde ați aflat despre activitatea noastră? De la școală, la profesor. Și cum vi se pare această inițiativă în localitatea dumneavoastră? Ceva de nespus. Foarte bine. De obicei mergeați cu fetița la doctor? Nu prea. Nu prea. Suntem mai la distanță. Nici nu aveați probleme cu ea, probabil. Nu, nu prea am avut probleme așa, dar... Și acum la consult ce v-a spus doamna doctor? Mi-a spus să facă un... să mai facă un control la medicul de familie, scris pe rețetă. Da? Ție ți-a fost frică la doctor? Nu. Nu? În ce clasă ești? Doamna. Și-ți place la școală? Da. Ce-ți place cel mai mult? Română. Și cât faci tu până la școală? Un sfert de oră. Da? Vii pe jos? No, bravo, ești sportivă. Ce vrei să faci când o să fii mare? Polițist. Da? Ce-ți place cel mai mult să mănânci? Cartofelgeți. Ce-ți face? Cine-ți face cartofelgeți? Mai. Da? Bine, mulțumim.